Poate pentru că vremea frumoasă invită la plimbări lungi. O mare parte a scrisorilor pe care le-am primit se încheie cu semne de întrebare asupra unor nume pe care le poartă străzile Bucureștilor. Iată pentru ce scurta noastră călătorie va încerca să răspundă la câteva dintre aceste întrebări. La începuturi, arterele orașului se numeau ulița din spatele casei lui Cutare, ulița dintre ziduri, ulița dintre vii. Când pădurii întregi se vor așterne sub pașii orășenilor, capitala va avea între nord și sud patru mari artere podite cu lemn. Podul târgului din afară, calea moșilor de astăzi, podul Mogoșoaiei, devenit după 1877 calea Victoriei, podul Calicilor, devenit tot după 1877 calea Rahovei, podul Beilicului, actuala cale Șerban-Vodă, reședință a demnitarilor turci în vizitele lor prin capitală. Pentru ce poartă strada noastră numele de drumul Sării? Și cum este corect, drumul Sării sau al Serii? Suntem întrebați într-o scrisoare. În veacurile 15 și 16, carele cu sare de la Râmnic, Dâmbovița și Prahova treceau neapărat prin Poarta Pădurilor, ajungând la Florești, Poarta Icoanei, Dragomirești, Roșu, Lunca și Cotroceni. Drumul Sării era în același timp și drum de poștă de la Târgoviște și Pitești spre București, iar călătorii care veneau dinspre Cotroceni coborau în București prin Gura Văii. Drumul Sării, greșit romanțat uneori ca drum al Serii, este o insulă patriarhală în marea de verticale a cartierului Drumul Taberei. Un alt nume cu încărcătură istorică, Tudor Vladimirescu, care intrase în București pe podul Calicilor, își întărise tabăra pe platoul Cotrocenilor. Tot de aici se va adresa capitanul celor peste 16.000 de panturi bucureștenilor. Referindu-se la acest cartier, presa anilor 1940 semnala: slabele încercări ale planului de sistematizare de a păstra colinele orașului au fost spulberate prin măsurile nestudiate și pripite din ultima vreme. S-au grămădit, pe dealul Pandurilor, case pe străzi de 8 metri, într-o promiscuitate urbanistică ce nu se întâlnește nici în străzile cele mai mizerabile din marginea orașului. Nume de străzi, evocări ale istoriei, evocări ale unor realități sociale de care ne desparte uneori o întreagă istorie. Nume cu o simplă încărcătură poetică astăzi, puțul cu plopi sau puțul cu apă rece, ar putea istorisi lupta orașului cu sumedenie de izvoare pentru apă. Dâmbovița, puțurile și aparii sau sacagii erau singurele surse de apă ale orașului până la începutul veacului nostru. Ne vom opri în această scurtă călătorie prin veacurile cetății la un alt nume de stradă despre care am fost întrebați: grădina cu cai. Răspunsul referitor la această mică arteră, între cele peste 5600 ale orașului, aflate la confluența căii Plevnei cu piața Mihail Cogălnicianu, îl dă poetul Dimitri Bolintinanu. Lumea elegantă din București se întâlnea la grădina cu cai, pentru că un întreprinzător avusese ideea de a clădi în această grădină un foișor și de a așeza caii de lemn ce se învârteau. Această grădină este pe podul de pământ lângă Dâmbovița. Grămezi de cavaleri îmbrăcați elegant cu frac civic, cu bumbi galbeni de alamă, cu pălării negre ascuțite în vârf, cu ciuboțele ascuțite. Grămezi de dame cu pălării largi cât lipanurile, cele bătrâne, cu rochii scumpe, parfumate ca niște mirese de țară, se îndreptau spre grădina cu cai, înotând în pulberea ce trăsurile
o lăsau în urma lor.